emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Revista Ferma, revista care informează agricultura. Și Solarex, producător de fertilizanți foliari. Și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În Grădina Danei. Dragii mei, după 2 ani de zile am ajuns din nou la Sfântul Gheorghe și sunt tare bucuroasă, deoarece familia Randy de aici face tot felul de investiții. Astfel au ajuns de la 1 hectar de seră la 2 hectare și găsim din ce în ce mai multe soiuri de flori. Ia priviți! Să știți că ne vom întâlni cu cei din familia Randy și ne vor povesti despre flori, dar până îi găsesc pe aici, prin cele 2 hectare, vă propun să ascultăm câteva sfaturi pe care ni le dă Mădălina de la Copăce. Profităm de începutul acesta de primăvară pentru a discuta despre zambile. Am observat că ai făcut o experiență nouă cu zambilele în acest an. Așa este. Asta s-a întâmplat din cauza vremii de anul trecut, care nu a fost tocmai propice pentru această perioadă. Ne-am confruntat cu temperaturi foarte scăzute și am încercat să ridicăm floricelele pe lăzi la un 20 de centimetri aproximativ de sol, ceea ce ne-a ajutat să ridicăm temperatura cu aproximativ 5 grade. Am observat că ți-ai diversificat și paleta coloristică. Într-adevăr, anul acesta avem galben, alb, roz, mov și albastru. Avem, să zicem așa, aproape un curcubeu, însă, după cum bine vedeți, avem și diferență de creștere între cele galbene și alb și celelalte culori. Ele au fost plantate în același timp. Într-adevăr, este normal să plantăm în același timp. Noi se pare că nu dăm foarte mare importanță tehnologiei de cultură decât parțial. În sensul în care plantăm zambile, avem impresia că au o tehnologie de cultură, pentru că toate sunt zambile, dar se pare că fiecare varietate în parte are nevoie de o anumită cerință. Asta am aflat și eu anul acesta, când am primit în vizită un olandez care importă bulbi de flori în România și l-am întrebat de ce această diferență, din moment ce am o temperatură constantă, ba chiar măricică pentru această perioadă. Mi-a explicat în felul următor, că varietățile de culoare nu au nevoie neapărat de temperaturi foarte ridicate, unele față de celelalte. De exemplu, nu am nevoie de 20 de grade la galben și de 15 grade la albastru, ci ele au nevoie de o perioadă de vernalizare mai lungă, unele față de celelalte. Înseamnă că momentul plantării trebuie să fie diferit de la culoare la culoare. De exemplu, culoarea galbenă avea nevoie de 14 săptămâni de vernalizare, și anume de plantat și ținut la 5-7 grade, respectiv albastră, care are nevoie doar de 9 săptămâni, la 5-7 grade. Motivul este proveniența hibrizilor. Cum se îngrijește propriu-zis zambila? Bulbul trebuie să fie sănătos. Trebuie să ne uităm bine să fie bulbul uscat, să nu aibă nicio pată de culoare sau să fie moale. Bulbul trebuie să fie tare, ferm în momentul în care îl plantăm. Pământul trebuie să fie ușor afânat. De aceea anul acesta am introdus perlitul. Ne ajută foarte mult să aerisim solul, ceea ce zambila iubește. Bun, sunt sănătoși, i-am plantat, i-am udat, nu foarte mult decât la început și eventual ne mai uităm o dată pe perioada de vernalizare dacă mai au nevoie de umiditate. În momentul în care scoatem la căldură, avem grijă să ridicăm treptat, nu din prima, deoarece putem avea probleme cu înflorirea, și anume să avem 2-3 boboci în
vârful zambilei, care deja au înflorit și nu ne dorim acest lucru, deoarece acolo se pot instala anumite boli. După care începem udare, fertilizări la nevoie. Știm foarte bine că bulbii sunt plini de toate, ajută floarea să devină frumoasă și aspectoasă. Este bine să mergem pe un echilibrat între azot, fosfor, potasiu. Și după cum vă spuneam, căldura, trebuie să aerisim foarte bine solariile, serele, locurile în care le avem. Și chiar dacă am făcut totul ca la carte, se întâmplă să mai avem niște boli, niște probleme. Într-adevăr, asta se întâmplă pentru că, după cum vorbeam, umiditatea contează foarte mult. Și am aici un exemplu, să vi-l arăt. Clocirea bobocilor din vârf. Pe asta o putem stopa, ca să spunem așa, folosind fungicide sistemice sau de contact și prin stoparea fertilizării cu azot. Azotul amplifică procesul de clocire, în timp ce fungicidul încearcă să stopeze și atunci va fi o luptă, nu se știe cine va câștiga. Aici mai avem o problemă de bulb. Cu siguranță e problemă de bulb. Nu avem nici rădăcini cum în mod normal ar trebui să apară. Putem să scoatem bulbul acesta. Acum vom vedea și aerisirea solului, însă din moment ce avem un bulb care cu siguranță în momentul plantării, având în vedere că avem cantități destul de mari, nu putem să-i luăm pe fiecare la rând, avem o cloceală, un botritis care cu siguranță a fost din depozit. Avem aici și o pată de penicillium, aceasta albastră, care în contact cu umiditatea se dezvoltă, nu o lasă să înrădăcineze și bineînțeles nu vom avea niciun fel de rezultat. În primul rând ne dăm seama când un bulb este compromis în momentul în care nu are rădăcini. Dacă încercăm să-l rupem, vedem că avem niște tunici sănătoase, să vedem totuși ce s-a întâmplat. Eventual, se poate să avem și o lipsă a florii, a embrionului floral. Ba nu, chiar avem un boboc, dar care nu se poate dezvolta normal. Și asta o vedem după florile foarte mici, bobocei, inflorescența foarte mică, mai ales cea din vârf. Dar acestea sunt cazuri izolate. Noi știm că ai umblat prin toată cultura să cauți ceva cu probleme pentru a putea arăta telespectatorilor. Sigur că da, asta pentru că am încredere în persoana care îmi trimite bulbii. Asta în primul rând. În al doilea rând, tratamentul pe care l-am făcut înainte de plantare. Cu fungicid, un insecticid și o soluție de înrădăcinare pe bază de alge. Iarăși un aspect pe care l-am aflat anul acesta, cerința tot mai mare de bulbi cu dimensiuni mari îi face pe producătorii locali din Olanda să hrănească bulbii pentru a crește în dimensiuni, dar să nu mai fie atenți la calitatea bobocului floral, ceea ce pe noi ne interesează foarte mult. Și atunci, un bulb de dimensiuni 18-19 sau 19 plus, chit că este foarte mare, foarte mare, bobocul floral dinăuntru poate fi de categoria unuia de 16-17. Și chiar am un exemplu aici. Același bulb, aceeași dimensiune de bulb, dar foarte mare diferență de boboc floral. Putem număra și boboceii, să vedem că este foarte mare diferență. Acesta va fi o floare mult mai rară, iar acesta o floare de calitatea întâi, ca să-i spunem așa. Până acum, care a fost cea mai căutată culoare? Albastrul are cerința cea mai mare, însă de 2 ani încoace, culoarea mov a început să ia locul albastrului.
Asta ca floare la ghiveci. Dragii mei, am reușit să găsesc un membru al familiei, Randy. Bine te-am găsit. Mulțumim că ați venit. Mă bucur că v-am găsit bine, sănătoși, cu foarte multă muncă, deoarece voi aveți tot felul de plante aici pe cele 2 hectare. Dar am hotărât de comun acord să ne oprim la... La coleus, se mai numește și urzicuță, pentru că este o plantă de structură, producem la an la an mai mult, acum este un fel de trend. Pentru ce ați ales asta? Pentru că are un colorit diferit al frunzelor? Da, eu recomand să plantăm mai ales în aranjamente, dar merge și la curte. La umbră, la soare, în curte? Mai ales la soare și semi-umbră. O dăm zdravând sau putem să mai uităm de ea așa? Nu putem chiar să uităm, dar este o plantă ok. Deci nu putem să uităm de nicio plantă, da? Așa este, așa este. Bun, dar dacă suntem plecați o săptămână în concediu, nu se uzi? Depinde de vreme. Îi punem și ceva îngrășământ? Da, bineînțeles, ca și la toate plante. Cât îi punem, așa, o dată pe săptămână sau o dată pe lună? Depinde ce fel de soluții folosim. La fiecare soluție este un mod de utilizare, o etichetă și trebuie să respectăm. Spune-mi, contează solul? Da, contează solul foarte mult. Solul trebuie să fie mai aerisit, bine drenat. Și o anumită turbă? Da, noi ca producători nu avem voie să lucrăm cu sol, lucrăm cu turbă. Deci toate plantele noastre sunt plantate în turbă. E perenă? Nu la clima noastră. Am înțeles. Bun, e foarte frumoasă. Aș rămâne așa între ele, pentru că sunt niște nuanțe splendide, dar sunt sigură că mai vrei să ne vorbești de ceva plante, da? Da, mai am pregătit 2 tipuri de plante de structură, Ipomea și Plectranthus. Bun, acum te rog să-mi permiți să-i anunț pe telespectatorii noștri și pe tine, poți participa și tu, că avem un concurs. Puteți câștiga 6 cărți dacă răspundeți corect la întrebarea care sunt titlurile celor 6 volume. Deci puteți primi pachetul de 6 cărți de la editura Casa dacă ne trimiteți un plic cu răspunsul corect pe adresa Televiziunii Române, Calea Dorobanților, numărul 191, sectorul 1, București, pentru concursul de cărți. Vă rog să vă treceți numele, prenumele, adresa, numărul de telefon pentru a nu fi descalificați la extragere. Ei, și acum invit pe telespectatorii noștri să afle alte și alte lucruri despre cum pot să-și aranjeze curtea. Sfătuitorul de astăzi se numește Marian Miu Trandafir. De data aceasta ne-am propus să vorbim despre o grădină pentru 2 familii. Cum putem face asta? Nu este simplu, într-adevăr, pentru că trebuie să împăcăm ambele familii. Suportul pentru recreere trebuie să fie comun. Intrările trebuie făcute de așa natură încât fiecare să aibă intimitate. Dar dacă face parte dintr-o singură familie, adică copii și părinți, e mai ușor. Într-o suprafață de 800 de metri pătrați se poate face foarte ușor, ținând cont că 250 de metri ar fi casa și restul ar intra în grădină. Avem o imagine de fundal cu o casă duplex. Vă rog să ne dați mai multe detalii despre ce putem vedea aici. S-a dorit de către capul familiei, ca să spun beneficiarul principal, ca această casă care face parte dintr-un ansamblu rezidențial specific, care aduce un pic către rustic, să se simtă mai ca la munte, ca la o pensiune, să zic așa. Trecea să facă foarte direct din stradă către grădină. De exemplu, gardul, care nu este de înălțime, ci este la o înălțime de 1 metru, poate despărți zona de pietonală cu zona grădinii, dar putem să vedem foarte bine plantele sau structura. Gardul din ce material este făcut? Gardul a fost făcut din piatră naturală, placat, cu diferite dimensiuni. S-a folosit cherestea și câteva elemente de, să spunem așa, de țară. Oale, ulcele,
elemente înfipte în stâlpii de la gard. Ca plante putem să observăm că avem la intrare 4 lavandulă mai înaltă, adică deja este crescută, și un liliac pe partea de trecere către partea dreaptă. Și văd că aveți și două elemente, în stânga și în dreapta, cred că sunt niște foișoare? Există. Noi să facem acum o discuție despre foișorul din partea dreaptă. Fiecare familie a dorit ca să aibă o locație unde poate să stea de vorbă, să bea cafea, sau poate să primească pe cineva. Cel din partea stângă este cel comun, unde vin prietenii și înainte să intre în curte, poate să stea la o discuție de început. Acest foișor sau pergola respectivă din partea dreaptă se poate observa încă de la început lângă o parcare. Parcarea respectivă s-a dorit să nu fie parte integrată din acest spațiu, ci lateral unde mai exista loc suficient ca să nu cumva să se intre cu produse de pe stradă sau de pe să murdărească incinta casei. Îmi place foarte mult că ați delimitat această parcare de restul spațiului de un gard din flori. Ce fel de flori sunt alea? Ținând cont de dorința de a avea un aer proaspăt, lavanda a fost stăpâna acestei grădini. Iar tot acest șir este făcut de așa natură încât să poată să fie toaletat, să arate bine, să miroase, și începe prima surpriză din această poveste. V-am mai spus în nenumărate rânduri că pentru mine un proiect este ca o poveste. Și atunci povestea începe aproximativ de aici, unde avem o piscină comună pe partea stângă, pe partea dreaptă, care subtraversează pavimentul care leagă cele două locații, apartamente, ca să spun așa, două case. Și această piscină s-a dorit să fie atât piscină cât și suportul de cădere a unei ape dintr-o cascadă de piatră, unde se împrospătează, unde sunt filtre respective, tehnic vorbind, cam tot ce este necesar pentru a avea o apă curată. În zona din partea dreaptă există o pergolă din lemn stratificat. În spate este chiar umplut ca să nu facă legătură cu exteriorul, iar picioarele am încercat să le punem pe un sistem de încastrare cu piatră de râu, să se vadă foarte bine, unde suportul de jos este antichizat, face legătură cu această piscină. Avem și elementele distinctive, șezlongurile care le putem pune, și ca personalul sau persoanele sau cetățenii care vin în vizită să nu cumva să cadă din greșeală în această piscină, am pus niște suporți din lemn pe margine. Aici se află și grătarul și spațiul verde, bineînțeles, unde putem să urmărim. Avem și plante mai micuțe, de medie, când vor ajunge la maturitate, să nu depășească 70-80 de centimetri, ca să nu facem o aglomerare de plante în această zonă. Buxus este? Da, este Buxus rotundifolia, care se pot toaleta de fiecare dată și de 3 ori pe an. Cu gazonul respectiv, luminile care sunt expresive în timpul serii, pentru că invitații vin mai mult seara, ajungem în spatele clădirii, unde într-adevăr s-a cerut o zonă de terasare. Este mai bogată în verdeață, atât în arbori care se ajungă la o talie de 4-5 6 metri. Modelul care l-am făcut pentru terasarea se vede că este altfel decât cel care l-am folosit la intrare. Legat de acest mobilier de grădină, este doar pentru perioada verii sau este și pentru iarnă? El poate sta în exterior oricum, pentru că suprafețele care sunt pe deasupra sunt făcute special pentru exterior. Să știți că nu sunt scumpe. Apă, orice praf se șterge liniștit, și dacă e zăpadă, se de la o parte, nu este nicio problemă. Se pot muta pentru că sunt pe rotile. Lângă această terasă este chiar grădina în sine. Abia acum intrăm în grădina din spate, care este o grădină comună, unde un leagăn făcut din lemne nefinisate primează într-un loc unde terenul nu este drept, este ridicat. Plantele respective care sunt așezate lângă pietre de calcar, am încercat să le punem mai distanțate ca să nu cumva să se creeze aglomerație și în timp
să avem acolo o zonă foarte densă. Avem aici pe spate un liliac japonez, pe urmă cel care este mov. Avem un cires exact lângă podeț, aici, un Juniperus squamata. Avem și un Vecchia tortilis, care dă senzația că are câteva sute de ani, cu toate că nu este adevărat. Dar așa este el. L-am pus ca element central, este mare. Deci este arborele pe care îl vedem exact în centrul imaginii. Da. La capătul grădinii, în partea stângă, găsim restul piscinei care a trecut prin pe sub paviment. Am ajuns în zona de podeți care duce către primirea comună a vizitatorilor. Podețul este folosit în afară de trecere și admirare. Este într-adevăr o zonă unde poți să vezi de la o înălțime mai mare grădina și elementele din preajmă. Și trecând podețul, ajungem la o construcție comună, lemn-piatră, diferită, cu o volumetrie medie, în care putem să observăm două culori. Iar la sfârșit se poate ieși din această grădină pe partea din stânga, dar noi ne-am legat de gardul vecinului, ca să spun așa, pentru a putea face aceste legături. Și plantele, la plante am ținut cont, pentru că și ei au plantele lor. Sunt foarte importante toate aceste elemente, trebuie să ținem cont de ele. Da, pentru că nu trăim într-un spațiu exact al nostru cu o grădină amplă sau o curte mai mare și o grădină mai mică, unde vecinii sunt foarte departe. Trebuie să ținem cont de orice ne înconjoară. Cel care a proiectat zona rezidențială a ținut foarte mult cont de intrarea în curțile oamenilor libere. Poți să intri, să ieși, să parchezi mașina, să calci cu piciorul gazonul. La noi se folosesc foarte mult aceste garduri mari și, ținând cont de acest gard, aș putea să vă spun că numai gardul, ca preț, e în jur de 20% din valoarea acestui proiect. Dacă luăm piscina, care are o valoare și ea are 30-35% din proiect. Aceste două elemente sunt cele mai scumpe, gardul și piscina. Exact. Iar grădina, amenajarea grădinii, se încadrează într-un preț relativ obișnuit. Da, este un preț normal, nu necesită foarte multă mentenanță. Avem irigații, avem sistem de iluminare. Toate sunt foarte bine puse la punct, dar trebuie și o mentenanță legată cu o firmă care să poate să ne țină grădina la un standard cât de cât ridicat. Am încheiat cu un concurs, începem cu un concurs. Nu uitați că puteți câștiga de la Holland Farming o analiză completă de sol și apă dacă răspundeți corect la întrebarea ce macroelement nutritiv poate fi blocat de un pH ridicat. Dacă știți răspunsul, ne trimiteți o scrisoare pe adresa Televiziunii Române, Calea Dorobanților, numărul 191, sectorul 1, București, sau pe mail la adresa daniela.constantinescu@tvr.ro. Nu uitați, trebuie să vă treceți numele și prenumele, adresa și un număr de telefon. Asta pentru a vă califica pentru extragere. E bine, ce ne mai înveți astăzi? Mai doresc să prezint două tipuri de plante de structură, Ipomea și Plectranthus. Sunt niște plante curgătoare, da? Da. Se pot și lungi pe pământ dacă le lăsăm, dar nu e de preferat. Eu recomand la jardiniere mai ales. Cum se îngrijesc? Trebuie soare sau semiumbră pentru aceste plante. Plectranthus e cel mai rezistent. Trebuie să avem un sol bun, tot o turbă, da? Da. Drenant. Au nevoie de apă multă? Nu, nu. Îngrășământ le dăm și lor? Da. Tot așa, la fiecare udare? Da. Dar are un miros deosebit? Da, are, se zice că este un fel de repelent pentru țânțari. Țânțari. Dar trebuie, nu băgăm mâna în foc, nu? Da. Sunt de asemenea niște culori foarte frumoase. Putem să facem o jardinieră împreună cu alte plante, de exemplu cu mușcate? Da, putem să facem, numai trebuie să fim atenți, pentru că acele plante prezentate sunt, se dezvoltă foarte rapid, sunt mai plante mai tari și dacă punem prea multe din plante de structură, după aia le sufocă, da. Mulțumesc frumos că ne-ați primit aici. Dragilor, vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați uitat, mulțumesc și sponsorului Solarex
și vă aștept duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10 la emisiunea În grădina Danei. Până atunci, toate cele bune! Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Și Solarex, producător de fertilizanți foliari.